Domnule ambasador, bună ziua și vă mulțumesc mult că ați acceptat acest interviu în ajunul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. O zi importantă pentru moldoveni, o zi în care au de ales între un candidat pro-european și unul pro-rus. De altfel, rezultatele de la referendum s-au lăsat cu foarte multe comentarii. Acel procent care a făcut diferența a trezit critici, au existat opinii precum că această diferență ar fi un rezultat rușinos pentru Republica Moldova. Alții dimpotrivă au spus că, având în vedere milioanele care au fost pompate aici în Republica Moldova pentru dezinformare și propagandă din Rusia, este o victorie pentru moldoveni. Dumneavoastră, ce părere aveți? În primul rând, bună ziua și mă bucur să ne vedem și să discutăm în liniște despre niște evenimente foarte, foarte importante. Din punctul meu de vedere, rezultatul la referendum este o victorie și este o victorie atât a Republicii Moldova, dar mai important de atât este o victorie a fiecărui cetățean, pentru că alegerea pe care au făcut-o cetățenii de pe acest mal al Prutului este o alegere în mod clar și evident pentru un viitor în pace, în securitate și în prosperitate. Și când vorbim de pace, securitate și prosperitate, nu vorbim doar de ziua de astăzi și de ziua de mâine, discutăm despre ceea ce va urma după generația noastră pentru generațiile următoare. Da, ne aflăm în fața unui eveniment deosebit de important, al doilea tur al alegerilor prezidențiale, unde din nou cetățenii Republicii Moldova sunt chemați să aleagă, sunt chemați să facă o alegere care va determina până la urmă din nou viitorul Republicii Moldova, viitorul fiecărui cetățean din Republica Moldova, dar și a celor care trăiesc în diaspora. Ați menționat despre rezultatul, cifrele de la referendum. A fost un moment, aș spune, deosebit de dificil, într-o perioadă deosebit de dificilă. Republica Moldova și fiecare cetățean al Republicii Moldova sunt obiectul unui război hibrid dus de Federația Rusă. Un război hibrid care se manifestă de mai mult timp, el nu a început ieri, alaltă ieri sau odată cu campania electorală. Este un război dus consecvent de Moscova, în care Kremlinul investește resurse imense, iar în aceste condiții cred că cetățenii Republicii Moldova nu doar că au făcut o alegere pentru, după cum spuneam mai înainte, pentru un viitor mai bun până la urmă, dar au fost extrem de curajoși și de înțelepți să-și exprime punctul de vedere. Ați urmărit probabil dezbaterea dintre cei doi candidați, Sandu și Alexandru Stoianoglu. S-au spus foarte multe acolo. Domnul Stoianoglu a afirmat în cadrul dezbaterii că nu cunoaște niciun proiect regional comun între Republica Moldova și România. Această afirmație a trezit foarte multe critici în România. Mai mult decât atât, a fost calificată drept jignitoare în adresa României de presa de peste Prut. Ce credeți că a urmărit domnul Stoianoglu făcând asemenea afirmații? Vă dați seama că suntem în plină campanie electorală și nu pot să comentez declarațiile candidaților și nici nu aș dori să fac acest lucru. Eu sunt diplomat și meseria aceasta vine cu anumite limitări. Ceea ce pot să vă spun însă este că România, și asta cred că vede fiecare cetățean din Republica Moldova, România a investit foarte mulți bani în proiecte care au venit să ajute Republica Moldova prin acțiuni foarte concrete care se resimt la nivelul cetățenilor. Doar dacă e să ne uităm la ultimii 10 ani, România a finanțat renovarea, modernizarea a aproximativ 1000 de grădinițe și școli din Republica Moldova. Am finanțat construcția de apeducte, am finanțat construcția de sisteme de alimentare cu apă, de canalizare, în zone rurale exact, unde este mai multă nevoie.
oricine se plimbă prin centrul Chișinăului poate să vadă un muzeu de artă renovat din bani românești, aproape 1 milion de euro. Sala Curgă, renovată din bani românești, aproape 1 milion de euro. La Comrat am construit un bloc al liceului Mihai Eminescu, în jur de 800.000 de euro. La Cahul am construit și este aproape finalizat un nou teatru, din nou aproape 1 milion de euro. Deci cam acestea sunt lucrurile pe care le-a făcut România foarte concret în ultimii ani. Acestea sunt proiectele derulate de România în cooperare cu autoritățile de la Chișinău în ultimii ani. Și exemplele pot continua. Aș vrea să mai ating un subiect, o critică care există acum în adresa guvernării și în special în rândul jurnaliștilor, dar și a societății civile de altfel. Imediat după alegeri, a ținut de fraudele care au avut loc în ziua scrutinului. Și acum multă lume s-a întrebat, inclusiv cei care au susținut și sprijină în continuare guvernarea pro-europeană, cum de a fost posibil ca în acești 4 ani de guvernare pro-europeană acea rețea criminală condusă de oligarhul Ilan Șor să înflorească atât de mult. În opinia dumneavoastră, unde s-a clacat? Vorbeam mai devreme de război hibrid dus de Federația Rusă. Asta este o componentă foarte serioasă a acestui război hibrid. Vorbeam de resursele imense care sunt investite de Kremlin în acest război. Asta e dovada. În ultimii 4 ani de zile, autoritățile pro-europene de la Chișinău au făcut progrese enorme. Dacă ne uităm la reforme, dacă ne uităm la procesele de modernizare, acestea sunt foarte, foarte semnificative. Poate există unii critici care spun că nu s-a făcut destul, că e nevoie de mai mult, că e nevoie de mai multă reformă în sistemul de justiție. Așa este, e nevoie să se continue reformele, însă progresele care au fost înregistrate în ultimii ani sunt imense. Iar acest lucru nu-l spun doar eu, acest lucru a fost recunoscut de Uniunea Europeană, de Comisia Europeană, de toți experții care au analizat pașii, măsurile care au fost luate de forțele pro-europene de la Chișinău pentru reformă, pentru dezvoltare, pentru combaterea corupției, pentru reforma sistemului de justiție. Influența pe care încearcă Kremlinul din răzputeri să o exercite este foarte, foarte puternică. Republica Moldova a trecut tot în acești 4 ani dincolo, pe lângă eforturile pe care le-au depus autoritățile, cum am spus, pentru reformă, modernizare și așa mai departe, a trebuit să facă față unor crize multiple, foarte serioase, care au pus o presiune semnificativă asupra resurselor. Și când vorbim de resurse, vorbim nu doar de resursele financiare și instituționale, vorbim și de resursele umane. Să nu uităm că am avut o criză energetică peste care s-a trecut, din nou, cu sprijinul României, că tot vorbeam de proiectele regionale pe care le derulează România, criza generată, din nou, de Rusia, prin războiul crud, nelegal, ilegitim dus în Ucraina, care s-a transformat și într-o criză a refugiaților, care din nou a pus presiune pe societate, dar și pe administrația din Republica Moldova. Autoritățile au reușit în acești 4 ani să facă față, cu succes, aș spune eu, unor situații deosebit de grele și autoritățile au fost foarte, foarte încercate, repetat în acest timp. Și tot în această perioadă au fost nevoite să răspundă în fiecare zi la acțiunile agresive ale Federației Ruse, fie că acestea se manifestă prin rețelele criminale, prin propagandă, prin dezinformare. Toate aceste lucruri sunt combătute în fiecare zi de instituțiile de specialitate din Republica Moldova. Și totuși, de ce credeți că încă mai funcționează și încă mai dă rezultate această mașinărie propagandistică de la Kremlin aici în Republica Moldova și care ar fi lecțiile pe care ar fi bine să le învățăm pentru a deveni mai rezilienți din acest punct de vedere? Cea mai bună lecție am primit-o deja și această lecție a fost dată de alegătorii din Republica Moldova la referendum. Ei au demonstrat că se poate.
alegătorii au găsit înțelepciunea să discearnă adevărul de minciună și să aleagă o cale pentru un viitor mai bun, după cum spuneam, să aleagă cu sufletul, cu inima și cu mintea. Cred că asta e cea mai importantă lecție pe care am învățat-o la referendum. Ziceați de propaganda rusească. Propaganda rusească nu e nouă. Are, din păcate, are o tradiție îndelungată. Putem să începem să analizăm din secolul XIX, dacă doriți. Putem să începem să analizăm din a doua parte a secolului XX. Propaganda rusească a pus presiune pe oamenii de aici de zeci de ani. Este un sistem prin care Moscova a continuat să încerce să influențeze direcția și dezvoltarea unei întregi societăți. Și nu se întâmplă doar în Republica Moldova. Și nu se întâmplă doar în Republica Moldova, pentru că vedem aceste încercări ale Federației Ruse și în alte state din Europa și din întreaga lume. Deci lucrurile acestea sunt dovedite și sunt dovedite cu fapte și cu date concrete. Doar că nivelul de reziliență este cel care face diferența. Așa este. Nivelul de reziliență face diferența, însă referitor la acest subiect ar trebui să avem foarte multă admirație față de reziliența Republicii Moldova. Pentru că aici presiunile din partea Federației Ruse ating niște cote foarte, foarte înalte. Și ca să poți să reziști în fața acestor presiuni, chiar e nevoie de un grad de reziliență ridicat. Haideți să ne imaginăm cel mai sumbru scenariu care ar putea fi acela ca în ziua alegerilor cele mai multe voturi să fie acumulate de candidatul prorus. În opinia dumneavoastră, ce se va întâmpla cu Republica Moldova în acest caz? Ce riscă moldovenii? Eu ziceam mai înainte că chiar am încredere în înțelepciunea oamenilor de aici. Eu chiar cred că cetățenii Republicii Moldova vor alege calea pe care și-o doresc să urmeze și vor alege să fie conduși de cineva care poate să construiască o societate și o economie în care fiecare cetățean să se simtă respectat, în care fiecare cetățean să dorească să trăiască și o societate în care cetățenii să nu plece, ci să se întoarcă acasă. Iar pentru asta e nevoie de câteva lucruri de bază. Și le-am enumerat încă de la început. Pace, securitate și prosperitate. Ca să se obțină acest lucru, este evident că fiecare cetățean trebuie să meargă să voteze. Votul e un drept, dar până la urmă e și o obligație față de propria persoană, față de familie și față de societatea în care trăim. Iar doar votul poate să determine cu adevărat calea și viitorul întregii țări. De asta profit de această ocazie să îndemn cetățenii da, să meargă să voteze, să meargă să voteze și să voteze așa cum cred ei că e mai bine. Să nu voteze sub influența nimănui. Domnule ambasador, vă mulțumesc tare mult pentru timpul acordat. Eu vă mulțumesc mult.